23 de tineri au primit astăzi, 15 mai, în mod gratuit, teren de la primăria Șmian pentru a-și construi casă. Beneficiarii trebuie să aibă vârsta până în 35 de ani și să nu fie avut până acum o casă proprietate personală. Am spus cu câteva luni în urmă când am venit la dumneavoastră pentru a vă cere sprijinul pentru elaborarea planului urbanistic zonal. Iată-ne că am finalizat, am terminat cu tot ce înseamnă urbanism în această zonă și astăzi o să punem în posesie 23 de tineri din localitatea Cerneți. Urmează, probabil o să vă mai deranjăm, urmează și Mianu, avem identificat și acolo un teren, o să parcelăm și acolo și acolo o să fie în jur de 60 de parcele, tot pe legea 15. Prefectul județului Mehedinți, Cristinel Pavel, a fost prezent în satul Cerneți, acolo unde au fost repartizate parcelele beneficiarilor. Primăria Comunei Șimian vine în sprijinul tinerilor care vor să-și construiască case. Le oferă, sau le atribuie, mai bine spus, în folosință gratuită suprafețele de teren necesare. Tinerii, așa cum știm cu toții, reprezintă viitorul comunității noastre și eu cred că trebuie să facem tot ce putem ca să le oferim motivele ca să rămână în județul Mehedinți. În zona unde au fost repartizate terenurile, primăria Șmian a adus toate utilitățile, iar în perioada următoare va identifica alte parcele care vor fi date în folosință gratuită tinerilor, conform legii 15/2003.